Dragoș, ați mai vifat o victorie, nu ați primit gol, suntem în grafic, 9 puncte Piteștiul a rămas în urmă. Da, așa este. Am jucat un meci cu o echipă mai, cum să zic eu, de copii și sunt fericit că am luat cele 3 puncte și ne menținem acolo sus. A fost și un debut frumos, la 16 ani Vârtej, iată că încep copiii să urce. Da, ne bucurăm pentru acest debut și îi urăm cât mai repede să integreze în echipa noastră. Ai deschis scorul din penalti fără emoții, cui dedici golul marcat? Echipei și îmi urez din suflet ca să promovăm, ca să închidem gura la toată lumea care pe lângă așa mai zice că nu se poate, nu? Ar fi culmea să nu se poată acum. Mai sunt unii care zic că nu se poate și noi o să le arătăm că o să poate și cu târgovișteni și cu băieți care sunt de caracter și cu băieți tineri care vin de urmă și ne bucurăm una peste alta că suntem aici și o să iasă bine. Viorel Debu, la 16 ani, în culorile Chindiei, ce ai simțit în momentele astea? Un moment foarte frumos, deoarece am debutat la 17 ani. Am intrat puțin cu emoții, dar este bine că am trecut peste acest moment. Așteptai să faci pasul către echipa mare? Mă așteptam, dar nu așa de vreme. Ai de adresat mulțumiri cuiva? Te-a ajutat cineva foarte mult în această perioadă? Domnului profesor Irinel și celor din stafful tehnic de la Chindia Târgu. O victorie simplă astăzi, ușoară. Da, am ratat foarte mult. Dar este bine că am bătut. Părinții de ce spun? Sunt foarte bucuroși că am fost în lot și sunt mulțumit de mine. Victor, îți merge bine la Chindia, n-ai mai primit gol de 4 meciuri. Da, avem o perioadă foarte bună, echipa merge bine și mă bucur pentru acest lucru. Te gândeai că atunci când ai venit la Târgoviște să iasă așa din plin totul? Nu mă gândeam să iasă așa bine, dar mă așteptam să avem evoluții bune pentru că știam că echipa bună și își dorește promovare. Sau te așteptai să aperi așa, să fii titular? Da, pentru că de acest am venit eu la Târgoviște, am vrut să apăr, să joc, să avem evoluții cât mai bune și să promovăm împreună. Impresionant, tatăl tău a venit special pentru acest meci tocmai de la Timișoara și revine acasă. Da, mă bucur foarte mult că a venit, a fost alături de mine. Îi place foarte mult fotbalul și sunt mândru că am câștigat și ne-am făcut o surpriză. Cui dedici victoria de astăzi? Tatălui meu și tuturor prietenilor, familiei în primul rând și tuturor suporterilor.